Sunteți cu Radio Micul Samaritian, a fost ora 9. Bună dimineața, stimați prieteni, și bine v-am regăsit la știri din sumarul ediției. Datoriile istorice ne pot ține în frig. Vom avea un nou premier până la sfârșitul săptămânii și un nou guvern până la sfârșitul lunii. Cadavrele moldovenilor care au decedat în catastrofa aviatică în Congo nu au fost predate încă rudelor acestora. Economia europeană este aproape de finalul recesiunii. Barack Obama a avertizat instituțiile bancare că nu reia politicile riscante care au dus la actuala criză. Doi jurnaliști au descoperit 39 de rude în viață ale lui Adolf Hitler. Știrile de larg. Datoriile istorice ne pot ține în frig. O problemă nesoluționată care poate pune în pericol începerea la timp a sezonului de termoficare în Chișinău este achitarea datoriilor istorice pentru energie termică. Această situație a fost discutată ieri în cadrul ședinței primăriei Chișinău. Orașul Chișinău